S-a deschis oficial sezonul sărbătorilor de iarnă, iar Târgul de Crăciun din București a devenit deja o tradiție. Bucureștenii sunt așteptați să se delecteze cu preparate culinare din bucătăria autohtonă și să se bucure de spectacolele artistice până pe data de 26 decembrie. Dar mai multe ne spune colegul meu Vlad Mogoș, care se află chiar acum la Târgul de Crăciun. Vlad, bun găsit, ascultăm! La mulți ani, România! La mulți ani! E distracție, Nastrine, aici mă aflu alături de aceste persoane emerite, emerite ale showbiz-ului românesc, domnul Cătălin Scărătescu. Chiar îmi vă spun una tare de tot. Astăzi eu cânt și Tavi Colen gătește. Și Tavi Colen dansează. Nu gătește sau cum? Că se dă mare fiecare. De un an de zile mă amenință că face el țarmale, face el cârnați, face el pomana porcului. Faci mă sau nu faci? Fac, normal că fac. Mă vorbește deci, frumos cum fac. Fac, adică o să fac. Adică va face, de la verbul a face. Ia spune... Scărătescu gătește. Nu, invers, dansează. Nu, Anda dansează, Scărătescu cântă, Scărătescu cântă. Și eu gătesc. Gata. Eu m-am apuc de șpriț. Cătăline, cu ce ne tratezești? Ce avem aici? Avem așa. Vin bun, fiert. Am bine. A, ce păi, trebuie, da. Așa. Pălincă, țuică. Super. Așa. Și porcărine. Cu patru în gel așa. Pe opulență, pe lux așa, opulență, nu? Da. Cărniță peste tot. Așa. Deci numai cu porcul. Porcul și acolo e de la voi. Vezi, Anda, ce vrei de aici? Ce vrei tu de aici? Fii atent, ca să mă asortez, ca să mă asortez cu tine, uite. Asta, deci astea spuse de mine. Eu cu mânuțele mele. Auzi, dar îmi dai și mie un borcan pentru acasă? Îți dau și un ciubăr. Super. Gata, gata, m-am scos. Dar pe acolo, Cârnăcior, ceva nu-ți place nimic, Anda? Ba, aș vrea un ciolănel. Un ciolănaș. Aș vrea un cremuș mai gras. Ăsta ce e? Ce e ăsta? Aici e pastrama. Asta e pastrama de oaie. Băi, miroase bine, rău. Am înțeles că preparatele astea ale lui Cătălin nu îngrașe deloc. Absolut deloc. Dar dacă le mănânci cu 100 de grame, nu îngrași. Dacă mănânci cu găleata, știi, pe vremuri... Ții minte, când pe mine mă mâncase Scărlătescu la mare și aveam 100 și ceva de kilograme, mâncam așa, într-o zi, îmi luam 4 prieteni și terminam plita asta de mâncare. Practic doar proteină, curat. Doar proteină. Băieți, țineți minte ce vă spun, dar ce vă spun? Șoricul e mama lui. Deci dacă mâncați, băieți, șoric... Aia e. Da, e. Ia spune-mi, ce faci tu pe aici, prin târg? Eu am venit cu Evelin. Așa. E pe aici, pe undeva, asta să caute acadele. Eu mănânc un ciolan de la domnul Scărlătescu. Așa. Și am venit să ne bucurăm de ziua asta frumoasă, că-i soare... e lume frumoasă, e frumos afară, mă mai întâlnesc cu colegi. Așa. Vezi, la fan de acolo. Mulțumim mult, Moș Crăciun, mulțumim. Salut, bună ziua, la mulți ani tuturor celor care ieri ați sărbătorit o zi frumoasă. Vă așteptăm aici în direct. Arunc de la Tecuci, publicitate. Doamne ajută, nu publicitate, mai rămânem. Ia spune mai Cătăline. Cătăline, cum era Crăciunul când erai tu copil? Fii atent, când era... Când era, da, du-te mă cu vaca ta, deci. Când era mic, fii atent, deci. Ne duceam la bunica și bunica făcea de mâncare și spunea: luați de mâncați, nu răbdați ca acasă, mamă. Așa, ca acasă. Da, 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 da. Da. Și ne făcea sărmana de toate. Păi dai top, la tine azi, ca să nu rapte foame ca acasă. Știi, și-am venit aici, da, că avem da, de toate. Da, da, tu mănânci, adevărat că tu mănânci. Vă 200 de grame de carne pe săptămână, dacă, da? Da, da, unde e mult. Pe lună. Da, astăzi că nu se vede, uite ce silueta are, ce bine arată. Asta zice, pe 200 de grame pe lună. Așa, doar atât, da? Nu, da, de sărbători, acum o să mănânc puțin mai consistent, îmi permit. Da, ia spune-mi tu mie. Mi-am găsit un carmanger și mi-am băgat carnea pe maț și am făcut hârnați. Cum am vrut eu. Bă, cum am vrut eu. Anda, ia spune mie, când te uiți așa, când te uiți la Cătălin și era copil, crezi că venea Moș Crăciun la el sau făcea prostii? Da, venea. Venea, făcea prostii, dar venea. Nu există tâmpenie pe planeta asta să nu fi făcut eu. Să nu fi făcut. Deci, da, toate le-am făcut. Toate prostiile pe planetă. Da, venea, știi de ce? Pentru că, uite, mă uit la el și îmi dau seama în privirea lui că are un suflet bun. Și Moș Crăciun nu vine așa că ai rupt tu, ai spart un geam. Moș Crăciun vine... La vârsta mea se spune așa, să ai sufletul bun și buzunarul generos. Așa e, sunt de acord cu tine. Cătăline, ce cadou ai primit tu de la Moș Crăciun? Un cadou pe care ți-l amintești și acum? Uite ce de oameni aici. Vrei mai mare cadou ca asta? Dar ce făceai? Dacă Moș Crăciun era femeie, ce făceai? Opa! Ia zi! Punia acolo, o dădeam gata. Eram tata.
copilului femei Crăciun. Îi făceam un copil. Cum era Crăciunul familia ta când erai copil? Cu de toate, atât cât aveam pe vremea aia, că era o perioadă mai dificilă. Dar mă bucur că tot ce n-am putut să am eu atunci de Crăciun pot să-i ofer copilului meu acum. Pe vremuri când n-aveam porc, mâncam porcul cu soia, porcul de soia, nu? Mâncam salamul cu soia. Dar aveam salam, aveam ce pune pe masă. Eu știu că tângeam după banane și întotdeauna erau verzi, le mai țineam în ziar puțin să se mai îngălbenească. Șifonier acolo să se coacă, nu? Sus, pe șifonier, că era mai cald. Asta mi-am amintesc. Tot timpul aveam banane, că mama lucra la alimentara. Asta avea șpagă. Da? Ce-a zicea mamii tău? O pilă pusă la alimentară și... Ele comersant din familie. De mici, de când erau ei mici, e comersant. Bananele se coceau în două luni. Știați că în 1458 eu am avut un han, hanul Scărlătescu. E, na? Da, de chiar aici, în piață. Da? Da, da, așa era. Era Maidan aici, știi? Eu m-am interesat ce era în zona asta aici. Erau, da? Maidan și veneau țăranii cu bivolii și scăldau aici. Erau un Maidan, erau... Nu știam ce e în cartierul ăsta. Tu știi că tu stai aici, aproape. La 100 de metri. Dar știi ce sunt curios să aflu? Ia spune-mi tu mie, Evelin... Asta e șmecher, are casa aici la Casa Poporului. S-a lăudat, un pic pe live. Evelin a scris lui Moș Crăciun... Băi, nu i-a scris că încă nu știe să scrie, că are 3 ani, abia începe să vorbească, dar am întrebat tot ce vrea și mi-a spus verbal. A zis că vrea Bobo și jucării. Bobo și jucării. Uite, am una pentru ea. Așa. Deja. Și tu ce să-ți aducă moșul anul acesta? Mi-a adus. Anul ăsta mi-a adus Dumnezeu și Moș Crăciun la muncă, de nu se poate. Adică îi dă bine. Crăciunițe. Doamne, las că vin și ele. Vin și ele. Mă duc eu. Mi-a zis că până în Crăciun vrea să se însoare și ne-a întâmplat la nuntă. Mai dau mă din casă sau nu? Ia spune tot, măi. Ia zi-mă, te însori? Vreau să se căsătorească până în Crăciun și l-am întrebat cam câte ore. Și a zis, nu mă, ce ești nebun, asta e serios. Cât durează anul nou, cât durează revelionul. Vă mulțumim din suflet, mai rămânem aici, doamnelor și domnilor, să ne bucurăm de aceste minunății. Până atunci, Nastrin, mă întorc la tine. Vlad, îți mulțumesc tare mult, salutări și vedetelor. Mergem mai